Vă salut, dragii mei! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Astăzi am ales să vorbim despre codependent versus dependent, aceste două turburări de personalitate, care este diferența și asemănarea între cele două comportamente, pentru că, da, au asemănări. A fi codependent nu este aproape același lucru cu a fi pur și simplu dependent și în anumite privințe este crucial că aceste două tipuri de, de comportament de dependență să fie recunoscute ca fiind distincte. Nu că indivizii codependenți nu depinde de ceilalți, dar în mod paradoxal depind în primul rând de dependența celui dependent. Iar subiectul de astăzi va acoperi comportamentul dependent și codependent și sunt sigură că până la sfârșitul acestui podcast vei descoperi cât de mult îți afectează viața indiferent dacă ești codependent sau dependent și vei înțelege mult mai bine aceste comportamente. A fi dependent de o relație poate fi o calitate pozitivă care favorizează relații sănătoase de multe ori, dar a fi codependent, pe de altă parte, dăunează persoanei și, bineînțeles, relației. Există unele diferențe între o persoană dependentă și o persoană codependentă. Problemele de dependență sau codependență sunt dăunătoare pentru relații semnificative și, bineînțeles, pentru creșterea personală. Deși problemele sunt diferite, ele pot încuraja un ciclu emoțional negativ și medii personale, sociale și profesionale. Dacă ai hotărât că vrei să faci o schimbare în acest comportament, pentru a obține un rezultat este, în primul rând, să identifici problema, să înțelegi că ai o problemă. Acesta va fi primul pas pentru a schimba acest comportament. Dacă crezi că nu o poți face de unul singur, poți să mergi la un specialist. Sunt atâția specialiști care te pot ajuta ca să corectezi sau să înlocuiești acest comportament cu un comportament sănătos. Și uite aici câteva puncte cheie despre codependență versus dependent. Un codependent este preocupat de nevoile altora tot timpul. O persoană codependentă se bazează pe valoarea de sine și satisfacția în viață este de a avea grijă de o altă persoană sau de oamenii din jurul lor, din partenerul de viață, familie. Se preocupă mai mult de alții și mai puțin de nevoile personale. Ăsta este comportamentul unui codependent, pe când un individ dependent își dorește și are nevoie să fie îngrijit să fie îngrijit de cineva în mod constant. Un individ dependent se teme să fie singur, se bazează întotdeauna pe atenția și pe ajutorul altei persoane, chiar să ia decizii pentru ei sau în numele lor. Pentru cei care nu știu, eu sunt life coach sau, mai bine zis, antrenor pentru o viață mai bună și în același timp practicant NLP. Dacă aveți nevoie de ajutorul meu, puteți să mă contactați prin e-mail sau dacă aveți un subiect pe care doriți să-l aduc aici, lăsați-l în bara de comentarii. Altfel, orice sugestie este de apreciat. Codependența este clasificată ca un comportament învățat care, bineînțeles, poate fi transmis din generație în generație. Ca să mă înțelegeți mai bine, este luat din cadrul familiei. Și dacă vrei, în lista mea de filmări există cu o dependență părinte-copil, poți să mergi în playlistul meu să cauți. Și dacă vei asculta acest podcast, vei înțelege mult mai mult cum copiii, cum noi, luăm de la părinții noștri. Pentru că, da, acest comportament poate fi transmis de la părinți. Bunici sau uh, cei cu care stăm în perioada copilăriei. Pentru a înțelege persoanele cu probleme de codependență sau mai este recunoscut și sub denumirea de dependență de relații, din să formeze și să mențină relații unilaterale, distructive emoțional sau abuzive. Acest mod de relaționare cu ceilalți apare adesea în familiile disfuncționale, deoarece membrii învață să fie atenți la nevoile altora, mai presus de nevoile lor. De exemplu, dacă un membru al familiei este bolnav, ceilalți membri ai familiei vor avea tendința constantă de a ajunge la membru bolnav să-l întrebe de nevoi, de ce ajutor are nevoie, ce dorințe are. Ăsta este comportamentul. Persoanele cu probleme de codependență le, le lipsește stima de sine, au o stimă de sine foarte scăzută și de aceea le este greu să fie ei înșiși. Și ei așa se simt bine atunci când își oferă serviciile celorlalți. Au nevoie, tot timpul, constant, au nevoie să facă ceva pentru cei din viața lor. Așa le crește lor stima de sine. Pe când un comportament dependent, unul dintre cele mai frecvente diagnostice de tulburări de personalitate, dependența, se caracterizează prin faptul că o persoană devine emoțional supradependentă de altcineva, apelând mereu la ajutorul acelei persoane sau a oricărui persoane. Persoanele cu această tulburare tind să, să fie privite sau conotate ca fiind lipicioase, pasive, nevoiașe, incompetente. Ăsta este comportamentul unui dependent. Uite aici pe scurt câteva comportamente frecvent întâlnite la persoanele dependente. Au dificultăți în luarea deciziilor cotidiene, au nevoie tot timpul de ajutorul și aprobarea cuiva. Le este frică să înceapă proiectele, le este frică să ia decizii de unul singur, le este teamă în a exprima dezacordul sau a spune nu. Niciodată nu intră în conflict, de, nu intră în conflict contradictoriu cu alții. Se străduiește să obțină îngrijire și sprijin din partea celorlalți. Atunci când își pierde un prieten sau încheie o relație strânsă, imediat caută pe altcineva care să aibă grijă de el. Pentru că persoanele dependente nu pot să, să facă lucruri sau să ia decizii de unii singuri. Au nevoie de cineva care să-i susțină, să le dea curajul aprobării. Dacă ți-a plăcut acest subiect și îl găsești util sau valoros, nu uita să dai un like sau chiar să apeși butonul de abonare pentru mai multe subiecte ca și acesta și dacă crezi că cineva ar fi interesat de acest subiect, nu uita să dai și un share. În general, persoanele dependente tind să implice mai mult o dependență generală de oricine altcineva, dar mai puțin de sine. Pentru că au nevoie să simtă îngrijiți, iubiți, cineva care să le îndeplinească sarcinile, nevoile, să aibă grijă și să le asigure tot ce le este necesar în fiecare zi. Pe când oamenii cu codependență își găsesc cel mai multe preocupări cu relații strânse și tind să se raporteze la ceilalți, plasând nevoile celorlalți pe primul loc și mai puțin nevoile personale. Pe când o persoană dependentă implică plasarea siguranței și confortabilității ca motivație principală în orice relație intră. Asemănările dintre codependență și turbulare de personalitate dependentă se concentrează pe probleme de dependență. O persoană codependentă depinde de o altă persoană care are nevoie de ele, în timp ce o persoană dependentă depinde de îngrijirea acordată de altă persoană. Simțul de sine al individului este distorsionat în ambele condiții. Privind creșterea personală și dezvoltarea sănătoasă în interior, dar și în exterior, în toate relațiile lor. Deci, codependentul își oferă serviciile și așa îi crește stima de sine, pe când o persoană dependentă are nevoie de cineva să-i asigure. Dar în ambele comportamente este dependența. Codependentul este dependent de persoanele din viața lor unde să-și ofere capacitatea să le acopere nevoile, să aibă grijă de ei, pe când o persoană dependentă este dependent de cel care îi face, îi oferă serviciile. Asta este marea diferență între cele două comportamente, dar asemănarea este că ambele, ambele sunt dependente. Dacă ai înțeles că suferi de unul dintre aceste două comportamente, turburări, aceste turburări de personalitate și vrei să faci schimbarea, înainte de a începe să faci schimbarea, este să înțelegi acest comportament sănătos. O mulțime de schimbări și creștere sunt necesare pentru o persoană dependentă și codependentă pentru a se schimba. În primul rând să înțelegi că ai o problemă. Acesta este primul pas către uh, a schimba acest comportament. După care poți să începi călătoria ta unde să um, înlocuiești acest comportament sănătos cu un comportament mult mai sănătos pentru că niciodată nu scăpăm de un comportament decât doar dacă îl înlocuim. Se va simți lipsa și dacă tu nu îl înlocuiești atunci vei crea altă problemă. Așa că de aceea este bine să lucrați cu un specialist. Lucrând de unul singur, poți într-adevăr să faci pași de a schimba acest comportament, dar lăsând o lipsă, scoțând acest comportament din viața ta, se simte lipsa de ceva, iar tu trebuie să îl înlocuiești cu altceva. Și atunci, într-adevăr, această schimbare va fi, într-adevăr, foarte benefică și va rămâne acolo în viața ta. Sper că aceste informații v-au fost de ajutor și ați înțeles diferența dintre un uh, comportament codependent sau de dependent. Dacă apreciați munca mea și până acum nu ai apăsat butonul de abonare, poți să o faci chiar și acum. Dacă vrei să fii notificat cu toate postările mele, cu noile postări, nu uita să apeși și clopoțelul. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uita că te iubesc cu inima și te îmbrățișez cu sufletul.